Salut, dragi! Voi face citirea pentru săptămâna 10-16 iulie, o săptămână în care Mercur face ingresul în Leu, părăsește Racul și nodurile lunare schimbă axa pe Berbec Balanță, de asemenea Marte face ingresul în Fecioară. Haideți să vedem pentru voi, Raci, cum va fi această săptămână. Sunteți magicieni. Vreți să țineți o situație sub control, vreți să vă atingeți un scop, v-ați fixat bine un scop și vă țineți de el, astfel încât sunteți hotărâți să vă folosiți mentalul, ideile, intuiția, gândirea, comunicarea, sentimentele, energia, vitalitatea, chiar creativitatea. Și, bineînțeles, bagheta magică care vă ajută să manipulați situații sau persoane pentru a vă atinge un scop. Am putea spune că acest lucru este prioritar pentru voi să vă atingeți acest scop. Voi, iată, aveți o situație dificilă, deci vreți să ieșiți din stagnare. Deci voi vreți să, și este Racul, vă reprezintă chiar pe voi. Deci vreți să ieșiți din stagnare, vreți să impuneți cumva voința voastră, să vă impuneți voința, dar trebuie să vă înarmați cu curaj, hotărâre și, în primul rând, trebuie să cunoașteți datoriile și drepturile voastre. Bineînțeles că este o situație dificilă pe care voi vreți să o țineți sub control și vreți să vă atingeți neapărat acest scop. Fericirea pentru voi s-ar părea că nu este ceea ce v-ar fi făcut fericiți, s-ar părea că este destul de departe. Dorința voastră de a ajunge la acel castel care este în depărtare este întreruptă de un râu, este blocată. Deci fericirea voastră nu este atinsă, este prea departe, nu mai puteți ajunge la această fericire. Mai aveți două cupe în spate, dar nu știți ce să faceți, sunteți dezamăgiți. Dacă să luați aceste cupe și să vă îndreptați spre podul care trece râul, deci v-ar putea ajuta să treceți acest râu. Deci acesta ar fi aspectul, am putea spune că vă simțiți cumva înfrângerea. Și diavolul, care cunoaște foarte multe din secretele voastre, dar în primul rând el vă cunoaște slăbiciunile, vă cunoaște viciile, știe să folosească aceste vicii ale voastre, astfel încât voi nu sunteți decât o simplă trestie în fața acestei furtuni. Și atenționarea este renunțați la vicii, fiindcă acest diavol va ști cum să folosească toate viciile voastre în avantajul lui, astfel încât să vă aducă în puterea lui. Chiar voi, Raci, sunteți, dacă sunteți femei, locul de muncă din nou, regină, și asta înseamnă destul de multă, să zicem, discuții. Cariera. Voi pe resurse. Resurse, bunuri materiale. Vreți neapărat să țineți acest control.
să vă folosiți sentimentele, sensibilitatea, romantismul, tot de ceea ce dispuneți voi, preocuparea voastră de trecut, să arătați arborele genealogic, să arătați ceva, astfel încât să vă aducă resursele pe care vi le doriți, bunurile materiale pe care vi le doriți. Am putea spune că sunteți într-o plină luptă pentru aceste bunuri materiale. La locul de muncă aveți o regină de monede, unde s-ar putea să fie o șefă care vrea să vă ajute, să vă ofere câțiva bănuți în plus, sau poate să fie cu totul altceva, o relație pe care o aveți cu această regină de monede. Deci ne gândim la o femeie cu ascendent, zodie sau lună plină în Capricorn, o femeie care realizează venituri mici, dar ea nu cheltuie bani, ea nu strânge averi, ea nu luptă pentru averi așa cum sunteți voi. Ea preferă să ajute pe ceilalți, dar s-ar putea să aveți o confruntare cu această femeie. S-ar putea să îi cereți anumite lucruri. Este de obicei pe locul de muncă. Poate fi loc, deci la locul de muncă al vostru. Sunteți preocupați de existența acestei femei. S-ar putea să-i influențați creativitatea. În schimb, cinciul de bâte arată că aveți tot ce vă trebuie pentru a obține cariera pe care o doriți, pentru a vă atinge menirea, pentru a ajunge acolo unde vă doriți. Aveți tot ce vă trebuie. Vorbim de comunicare, contracte, relații. În comunicarea voastră cu vecini, cu frați, surori, veri, voi obțineți niște bani în această comunicare și acest as de monede arată banii pe care îi primiți. Bani care vă dau o stare de bine. Este un moment în care voi puteți să investiți într-o mașină, într-o locuință. Este un aspect foarte benefic pentru voi. Am putea spune asul de monede. Este un fel de talisman al norocului, acest as de monede. Doiul de monede. Doiul de monede arată în primul rând dorința voastră de a vă descurca cu banii obținuți dintr-un contract, dintr-o asociere sau dintr-un proces sau din căsătorie. Nu sunt foarte mulți bani, dar voi considerați că veți ști să-i investiți astfel încât să vă descurcați. Poate fi vorba și de bani obținuți prin munca voastră, doiul de monede. În schimb, în relațiile cu prietenii, deja deveniți foarte precaut. Sau am putea spune chiar vreți să nu fiți văzuți de anumite persoane, fiindcă aveți ceva de ascuns. Vreți să vă păstrați intuiția, să vă protejați și această protecție poate să fie înțeleasă și prin a fi greu de găsit, greu de văzut. Dar sunteți întotdeauna prezenți undeva aproape și vreți să ascultați, să cunoașteți, să știți, să analizați. În schimb, în familie, în cămin, schimbarea, transformarea și karma voastră. Vorbim de familie, de cămin, de trecut, de relații, de dorința voastră de a vă cunoaște strămoșii.
Voi ați avut ceva proiecte legate de familie, de cămin, dar ceva nu a mers. Chiar dacă ați făcut eforturi, undeva ați greșit și trebuie să vă mulțumiți cu o sumă mult mai mică de bani. Nu primiți ceea ce ați dorit, dar totuși sperați în ceea ce, ca pe viitor, să primiți ceea ce doriți. În schimb, schimbarea vine cu contestări. Cineva vă contestă drepturile, vă contestă munca voastră. Este o contestare care, sau poate să fie o schimbare din partea voastră, să vă schimbați față de o persoană și să începe să contestați. Am putea spune că orice încercare de a demonstra contrarul este. Nu vă este de folos. Nu va aduce decât pierderi. Nu puteți să-i convingeți pe cei care vă contestă. În schimb, voi vă doriți roata norocului, norocul să vină la voi. Această roată a norocului poate să fie în avantajul vostru sau nu. Dar sfatul arcanei este încercați să vă apropiați acest noroc. Adică să vă doriți ce este posibil, ce este drept, ce este adevărat, să fiți corecți în ceea ce faceți și, bineînțeles, să vă ascundeți scopurile, dar să fiți perseverenți în atitudinea voastră de corectitudine, astfel încât ziua de mâine să fie o continuare a zilei de azi și veți primi cheia puterii în palma voastră. Aceasta a fost citirea pentru raci. Eu vă doresc o săptămână frumoasă, cu împliniri și nu uitați, dacă vreți să ajutați canalul, puteți să dați un like, puteți să vă abonați, nu vă costă nimic și vă mulțumesc!